Bună dimineața, bun găsit, dragii mei! Suntem în direct pe Prima TV Slatina la Prima de dimineață și vă mulțumesc că și ieri ați fost alături de noi și ne-ați urmărit. Bineînțeles că același lucru vă invit să-l faceți și astăzi, să stați alături de noi până la 9:30. Nu uitați că aveți la dispoziție și alte două modalități de a fi în permanentă legătură cu noi. Este vorba de site-ul televiziunii noastre www.primatvslatina.ro, aici unde găsiți toate edițiile emisiunii Prima de dimineață în format înregistrat și, bineînțeles, și celelalte emisiuni realizate de către colegii mei. Nu uitați că tot pe site-ul televiziunii aveți la dispoziție și știrile Focus Slatina. Iar dacă aveți câteva sugestii pentru noi, puteți să intrați pe site-ul televiziunii, pe pagina de Facebook a televiziunii noastre, unde să ne trimiteți, așa cum spuneam, câteva păreri, sugestii, ce teme ați dori să abordăm în cadrul emisiunii matinale sau ce rubrici ați dori să realizăm special pentru dumneavoastră. Ei bine, avem deja rubricile care cred că v-ați obișnuit și începem, dăm startul acestei ediții matinale, dar nu înainte de a-i saluta și pe colegii mei din emisie și din platou. Bună dimineața, băieți, care îmi sunt alături în fiecare dimineață și le mulțumesc pentru acest lucru. Spuneam că dăm startul acestei ediții matinale și vedem ce ne-au rezervat și astrele pentru astăzi. Începem cu nativii zodiei Vărsător. Șefii se poate să aibă alte gânduri cu voi și ca să vi se dea ceva care nu vă place de lucru, poate stați de vorbă să vă puneți de acord. Poate abia acum s-a copt o idee și știți către ce proiect să vă îndreptați sau despre ce domeniu de studiu poate fi vorba. Este posibil să semnați un contract dacă lucrurile vă sunt clare. Pești. Se pune problema să primiți și niște bani pentru ce ați muncit în particular. Poate semnați un contract pe termen lung dacă se declară toată lumea mulțumită. O să vă înțelegeți cu grupul de prieteni și o să vă faceți program comun, să vă duceți la o sală de sport, de ce nu? Sau ca să vă cultivați un talent, că mai apoi să profitați, să nu rămână doar un hobby. Berbec. Poate vi se aprobă un salariu în avans, ori poate amânarea unei rate, ca să nu intrați într-o încurcătură financiară. Vi se dă ok-ul pentru un nou proiect și o să intrați în priză, că aveți și multe alte lucruri pe cap și vreți să le duceți pe toate la bun sfârșit, că aveți energie și motivație din plin. Taur. Ei, pentru voi, dragi tauri, cineva în care v-a spus mari speranțe că o să formați un cuplu și să vă completați frumos pe mai multe planuri, vă scoate la o cafea. O să aveți parte de o serie de surprize. Poate începeți o activitate care să vă pună în valoare, niște aturi și să dați lovitura în afaceri. Să ajungeți în centrul atenției. Continuăm cu gemenii în această dimineață. Bine ar fi să nu mai lăsați sănătatea pe planul 2, ca să porniți în forță proiectele de pe urma cărora ați putea câștiga bani serioși. Dacă n-ați făcut o evaluare a banilor din cont, ar fi bine să vedeți cum stați, să știți dacă vă permiteți o escapadă turistică în weekend, să vă oferiți un scurt respiro. Rac. Relația de cuplu o să fie mult mai armonioasă pentru voi, racii, și dacă n-aveți încă pe nimeni, ei bine, o să apară cineva care să fie pe gustul vostru. O să fiți dispuși să mai lăsați de la voi dacă un angajator vă vrea neapărat în echipa lui și o să vă armonizați la treabă, o să se dovedească a fi o alegere potrivită. Leu. Pentru voi, lei, segmentul afectiv are o încărcătură deosebită și o să întâlniți pe cineva cu care să fiți compatibil, iar unii dintre voi să vă și căsătoriți, de ce nu? Se poate să dați lovitura în afaceri și să vă suplimentați veniturile, să luați tot ce vă propuserăți, v-ați propus pentru casă, familie și să aveți o vacanță de vis, nu acum, ci la vară. Fecioară.
Se poate să luați mai mulți banii de la serviciu și să aducă și partenerul de cuplu un salariu mai mare și să aveți un nivel de trai ceva mai bun. Încă mai puteți face ceva cu mașina pe care vreți să o vindeți, să vă luați alta nouă, să urmați școala de șoferi, dacă este cazul, sau de alt profil tehnic. Balanță. Voi, balanțele, o să primiți un mesaj de la cineva cu care sunteți conectați sufletește și o să vă întâlniți să vă uitați în ochii lui sau a ei, după caz, să vedeți dacă este sinceră acea persoană. E cineva care își face curaj să se apropie de voi în speranța că o să-l remarcați și voi și o să fie o chimie reciprocă să puteți fi împreună. Scorpion. Se poate să strângeți rândurile să vă vizitați mai des cu rudele apropiate, frați, surori, nepoți, veri, unchi și să puneți umărul la evenimentele familiei lărgite. O să mai investiți ceva bani în casă, luați lucruri noi și frumoase, reamenajați o încăpere sau toată casa în funcție de ce vor și ai voștri. Săgetător. O să puteți face un salt profesional, să vi se mărească și salariul, să vă mutați la alt serviciu, apar schimbări cât de curând. Se pare că o să reglați o situație financiară, să aveți cu ce achita ratele, facturile și eventual să cereți amânarea unei rate, dacă s-au adunat plăți neașteptate. Capricorn. Poate vă pregătiți de o cununie civilă, religioasă, poate vi se mărește familia și o să apară un copil, o să fie o bucurie, veți vedea. O să bateți palma pentru un contract, poate pentru început să fie de colaborare și se mai poate să vindeți o proprietate și să luați altceva în schimb. Veți hotărâ de comun acord, bineînțeles, cu partenerul de viață. Dragii mei, toate bune pentru astăzi și la mulți ani celor care își sărbătoresc ziua de naștere! Ei bine, mergem mai departe în cadrul emisiunii matinale și trebuie să aflăm care sunt și cele mai importante subiecte ale acestei zile, de unde altfel decât de la revista presei. Începem cu ziarul Gazeta Nouă și cu un prim subiect. Peste 120 de olteni s-au înscris în programul de sprijin pentru crescătorii de porci. Un fermier spune că este porcul pe care odată îl legam de prun, se crește foarte simplu. Coada la Direcția Agricolă Județeană Olt, unde câțiva fermieri olteni au venit și luni să-și depună cererile pentru a accesa programul de sprijin pentru crescătorii de porci din rase autohtone. Fermierii olteni susțin că programul reprezintă un sprijin real pentru micile ferme. Continuăm cu un alt subiect din paginile ziarului Gazeta Nouă din această dimineață. Mergem la secțiunea Sănătate. 10 intervenții chirurgicale efectuate de o echipă de medici slătineni aflați sub coordonarea profesorului Chiara, printre operații rezecția de stomac și extirparea sânului. 10 intervenții au fost efectuate luni și marți de către o echipă de medici slătineni aflați sub directa coordonare a profesorului Osvaldo Chiara. Echipa complexă de doctori a efectuat la Spitalul Județean de Urgență Slatina intervenții laparoscop, ernie inghinală, o intervenție de extirpare a sânului și o rezecție complexă de stomac. Mai multe detalii despre subiect în paginile ziarului Gazeta Nouă din această dimineață. Ajungem și la secțiunea Administrație. Vorbim despre un raport. Anul trecut a crescut numărul proiectelor finanțate cu fonduri externe și cuantumul sumelor accesate. Numărul proiectelor finanțate din fonduri externe a crescut în județul Olt în anul 2017, vă spuneam, față de anul precedent. Totodată a crescut și numărul primăriilor care au accesat astfel de axe de finanțare și cuantumul sumelor accesate este în creștere. Potrivit unui raport remis de Prefectura Olt, întocmit pe baza datelor transmise de cele 112 unități administrative teritoriale
și Consiliul Județean Olt cu privire la absorbția fondurilor comunitare și naționale. În anul 2017, 42 de unități administrative teritoriale, în creștere cu 31,25%, au derulat 58 de proiecte, în creștere cu 41,46%, în valoare de 150.201.156 de euro, în creștere cu 34,11%. Investiții de aproape 84 de milioane de lei pentru drumurile naționale din Olt pentru anul 2018. Din primăvară, biciclete electrice pentru caracaleni și haideți să vedem despre ce este vorba în acest articol. Din primăvară vă spuneam că, iată, caracalenii vor beneficia de biciclete electrice. Din primăvară, cele 5 biciclete electrice vor fi disponibile gratuit pentru toți caracalenii iubitori de ciclism și de mișcare. Viceprimarul municipiului Caracal, Octavian Stănescu, a declarat că bicicletele au fost achiziționate prin proiectul transfrontalier finanțat prin programul Interreg România-Bulgaria 2014-2020, derulat de Agenția de Dezvoltare Regională și Centrul de Afaceri Vidin Bulgaria, ca partener lider Camera de Comerț și Industrie Vidin Bulgaria, Asociația Română pentru Industrie Electronică și Software Oltenia România și Patronatul Local al Întreprinderilor Mici și Mijlocii Calafat. Municipiul Caracal este unul din beneficiarii acestor biciclete electrice. Peste 400 de șomeri au urmat cursuri de formare profesională în 2017, aproape 60% și-au găsit și un job. Sentința în dosarul lui Vâlcov amânată cu 2 săptămâni, de la secțiunea politică aflăm acest subiect și tot de la politică. Deputatul Dan Ciocan, raportor pentru legea care modifică hotărârea de guvern privind pescuitul și acvacultura. Domeniul social, locuri de muncă în Bulgaria plătite cu 800 de euro pe lună. Oferte de locuri de muncă în țara vecină Bulgaria prin intermediul serviciului EURES. Oltenii care au specializare turnător sau matrițer își pot depune CV-ul pentru a obține un loc de muncă în țara vecină. Salariul oferit este de 800 de euro pe lună. Persoanele dornice să obțină un loc de muncă de matrițer sau turnător trebuie să aibă școala profesională tehnică și experiență minimum 3 ani. Cunoștințele de limba engleză sau germană reprezintă un avantaj. Să mergem și la eveniment de Olt, să vedem care sunt principalele subiecte ale acestei zile. Simpozion dedicat unirii la școala de poliție din Slatina. Bărbatul acuzat că a agresat sexual o elevă din Găneasa a fost arestat preventiv. Trebuie să avem infrastructură și să fim legați la restul țării, este declarația președintelui CJ Olt, Marius Oprescu. Din Gazeta Oltului aflăm că peste 838 de miliarde vor fi alocate pentru drumurile din Olt. Slătinean plecat la muncă în Anglia, nu este ușor să reziști, spune acesta, și fermierii olteni ajutor în bani de la Apia. Am ajuns și la Gazeta de Sud să vedem care sunt informațiile de ultimă oră. În Libia, o dublă explozie a ucis 33 de persoane și a rănit alte 10. Fermierii eleni blochează drumurile din țară. Iată sunt câteva dintre titlurile acestei zile. Și avem și informațiile de ultima oră din ziarele mondene din această dimineață. Începem cu ziarul Click. Stella Enache, chef în Germania la împlinirea a 68 de ani. Solista are aceeași greutate ca în tinerețe și își permite și acum să poarte rochii strâmte. Cuza Vodă, un geniu politic măcinat de vicii, soția i-a crescut copii făcuți cu amanta. Iată un articol în paginile ziarului Click din această dimineață.
Andreea Bănică, la fel de sexy ca acum 20 de ani. Zici că sunt clone de la atâtea operații estetice. Acest subiect îl găsiți de asemenea în paginile ziarului Click și haideți să și deschidem să vedem despre ce este vorba. O avem pe Daniela Crud, în vârstă de 28 de ani, care și-a micșorat nasul, și-a operat gușa și-a pus silicoane și, bineînțeles, și-a mărit și buzele și-a apelat și la injecții antirid. Să o vedem pe Daniela Crudu. Iată. Bineînțeles că titlul acestui articol, faptul că sunt clone de la ta operații estetice, ne arată și pe Margherita de la Clejani, în vârstă de 25 de ani, fata lui Ioniță, care a vrut numai musai silicoane mari, așa că și-a pus câte 500 de mililitri în fiecare sân, nu iese din casă fără machiajul mască. Continuăm cu Andreea Tonciu, în vârstă de 31 de ani, care și-a mărit sânii în Olanda și-a făcut rinoplastie în Turcia, iar buzele, iar în buze și-a injectat, a apelat la medici esteticieni din România. O avem și pe Vica Blochina și Daniela Gheorfi, care au abuzat de injecții, dar și multe alte vedete despre care veți afla dacă veți avea curiozitatea să intrați pe site-ul ziarului Click din această dimineață sau să vi-l procurați la chioșcurile de ziare. Rămâneți alături de noi, încheiem prima parte a emisiunii matinale, dar revenim după un scurt moment de publicitate. Venit, dragii mei, suntem din nou în direct în partea a doua a emisiunii matinale, prima de dimineață, și a sosit momentul să vă prezint și invitatul zilei. Alături de mine se află domnul profesor Ion Ivașcu. Bună dimineața, bine ați revenit! Bine v-am găsit, bună dimineața! Mă bucur foarte mult că mi-ați acceptat invitația și ați venit în cadrul emisiunii matinale pentru a discuta despre importanța zilei de 24 ianuarie. Iată, suntem la ceas de sărbătoare. Toți românii ar trebui să sărbătorească și să cinstească așa cum se cuvine această zi. Da, 24 ianuarie, considerată de un istoric și Unirea Mică, de fapt este trezirea națiunii române, pentru că la 24 ianuarie a avut loc unirea sub domnia luminoasă a lui Alexandru Ioan Cuza. Cert este că problema aceasta a unirii, mai întâi a Moldovei cu Țara Românească, s-a pus de către revoluționarii de la 1848. Aflați în exil, aceștia au încercat pe toate căile să trezească opinia publică europeană de faptul că este nevoie de un stat tampon aici la Dunăre, unde existau cele trei mari imperii, Imperiul Habsburgic, Imperiul Țarist și Imperiul Otoman. S-a evit un bun prilej, odată cu izbucnirea așa numitului Război al Crimeei, 1853-1856. A fost un război tipic, în sensul că Rusia a forțat mâna Turciei pentru a ocroti pe credincioșii din Imperiul Otoman de religie ortodoxă, dar aceasta a refuzat. În aceste condiții a urmat atacul otoman. Țările române au fost ocupate de către armata țaristă. În aceste împrejurări au intrat în război cele două superputeri ale Europei de atunci, este vorba de Franța și Anglia. Austria a rămas la început în expectativă, căutând să profite cât mai mult de pe urma acestui război. Și bineînțeles că a profitat, a avut o înțelegere cu Turcia,
armata țaristă s-a retras din Principate, iar locul acestei armate este luat de către armata austriacă. Până la urmă, Rusia va ceda și se va încheia pacea de la Paris din 1856. Un adevărat congres a avut loc aici la Paris, unde au fost prezente marile puteri. Este vorba de cele amintite, plus Prusia, care se ridicase retreptat, și Sardinia, un regat din nordul Italiei. Deci observăm că atât românii, cât și italienii și germanii trăiau în state separate. Ori secolul XIX a fost secolul naționalităților, secolul națiunilor, mai bine zis, în sensul că s-au desăvârșit, s-au format state naționale. Imperiul German, Italia și apoi unirea aceasta a Moldovei cu țara românească. Aici, la Paris, s-a pus pentru prima dată problema unirii celor două state. Cel care a pus în discuție această problemă în cadrul Congresului a fost ministrul de externe francez, contele Walewski, rudă cu Napoleon, bineînțeles, care a încercat pe toate căile să atragă atenția opiniei publice europene că Rusia nu trebuie să domine zona Dunării de Jos. Pentru că țelul politicii țariste era Constantinopolul și strâmtorile. Și așa s-a ajuns la luarea unor hotărâri în privința Principatului. În primul rând, cele două state, Moldova și țara românească, rămâneau sub suzeranitatea porții, dar ele nu mai erau sub protecția Rusiei, pentru că Rusia își rezervase dreptul încă de la 1829 să intervină în problema Principatului. Ori acum i s-a interzis acest lucru. Principatele treceau sub garanția colectivă a celor șapte mari puteri. Deci rămâneam sub suzeranitatea Turciei, plăteam tribut, dar ne administram singuri. În aceste împrejurări, susținând unirea, reprezentantul Turciei și Austriei au susținut la Paris că populația din cele două principate nu dorea unirea. Că degeaba cere această boierime liberală, acești oameni patrioți care luptaseră la 1848, pentru că românii nu doresc unirea. Și în acest sens s-a hotărât convocarea unor adunări ad hoc. Atât în Moldova, cât și în țara românească, la Iași și la București. Ce s-a întâmplat la aceste adunări și ce hotărâri s-au luat? Aceste adunări ad hoc au avut un caracter consultativ, de să consulte populația. Și bineînțeles, în octombrie, la pe 7 octombrie la Iași, câteva zile mai târziu la București, s-a adoptat o rezoluție ale acestor adunări. Primul punct era unirea celor două principate. Apoi se cerea neutralitatea pământului românesc și prinț străin. Deci cele două principate să se unească sub conducerea unui prinț străin. Acestea erau doleanțele românilor la 1857, în toamna anului 1857. Bineînțeles că au fost discuții în legătură cu aceste adunări ad hoc. A fost pentru prima dată când au participat reprezentanții ai țăranilor în aceste adunări. În țara românească, un țăran, Constantin Tănase din Izvoarele, de aici, din Olt, Moș Ion Roată, pe care îl cunoașteți din povestirile lui Creangă, și în Moldova s-a încercat chiar falsificarea lor de către Nicolae Vogoride. A fost nevoie de intervenția Franței și a Angliei ca să se renunțe la aceste alegeri falsificate. Partida Unionistă aflaseră de la Cocuța Vogoride, nevasta Vogoride, care era mai mult decât amică cu Alexandru Ioan Cuza, apropo de ce spuneai în ziarele
apărut. Soția astăzi. Soția a crescut, da, a crescut, da, copia mare. Deci era o prietenă foarte bună a lui Cuza, Cucuța Vogoride, și îi spusese ce se întâmplase. Bineînțeles că Franța și Anglia au ajuns la un compromis. S-a ajuns la o întâlnire la Osborne între regina Victoria și Napoleon al III-lea al Franței. Franța, care era pionul principal al susținerii celor două principate în lupta lor pentru unire. Aici, la Osborne, după o discuție mai aprinsă, apoi destul de cordială, s-a ajuns la un compromis, în sensul că Franța renunță a mai susține unirea principatelor sub un principe străin, iar Anglia se obliga să determine Turcia să anuleze aceste alegeri falsificate. Și bineînțeles, asta s-a întâmplat. Luând rapoartele celor două comisii ale adunărilor ad hoc, marele puteri s-au întrunit în 1858 la Paris. Aici s-a elaborat o convenție, cunoscută sub numele de Convenția de la Paris. A fost un compromis. Nu s-a spus niciodată că marele puteri acceptă unirea. S-a hotărât ca fiecare țară să aibă domnitorul ei, adunarea ei legiuitoare și, bineînțeles, exista ceva comun. O comisie centrală la Focșani, care trebuia să elaboreze legi comune pentru cele două principate. Mai mult, era și o curte de casație și justiție tot la Focșani. Deci era un prim pas. Dar lucru foarte important. Nu se specifica în convenție că domnitorul Moldovei nu poate să fie și domnitorul țării românești. Deci e un lucru de care a profitat clasa politică românească. Pentru că vreau să spun că acum, în acești ani grei pentru națiunea română, avem de-a face cu o clasă politică conștientă de rolul ei, mai ales aceste grupări liberale. Nu vorbim de un partid liberal în sine, dar erau grupări liberale, unele mai radicale, de tipul lui Ciarosetti și Ice Brătianu, artizanii susținerii mai târziu a lui Cuza, dar erau și grupări conservatoare, ale marii boierimi, care căutau să facă o înnoire, dar o înnoire treptată, și trebuia să nu luăm modelul neapărat al Occidentului. Ori această clasă politică a fost responsabilă și a înțeles acest moment de la 1858, când s-a adoptat această convenție de la Paris, care de fapt a jucat un rol de constituție, pentru că erau prevăzute și felul cum trebuie să aleagă adunarea electivă, care trebuia să aleagă pe domn, rangurile boierești erau șterse, deci erau responsabilitate ministerială, erau înscrise în această convenție. Deci a fost o constituție, dar de nuanță străină, nu elaborată de noi, dar pe principii burgheze. Și în aceste împrejurări s-a adoptat legea pentru organizarea adunării elective la Iași și București. Partida unionistă de la Iași era destul de puternică comparativ cu cea de la București, și a ieșit victorioasă în adunare electivă. Dar problema era pe cine să aleagă, da? Erau mai multe variante, chiar Costache Negri, Mielco Gălnicianu, Atanasie Panu a propus chiar ca armata Moldovei să ajungă la Focșani, să vină și armata țării românești și să ajungă la o concluzie, să numească ori pe Costache Negri, ori pe Nicolae Golescu și de aici să... Decizii destul de greu, da. De aici să înceapă tatonarea pentru un principe străin. Ideea care a fost refuzată și până la urmă s-a căzut de acord asupra lui Alexandru Ion Cuza, născut în 1820,
Hatman, ajutor al comandant al armatei din Moldova, comandant. Acesta, în perioada când a, în timpul când a fost numit, a jucat biliard, nu era la curent, a fost luat prin surprindere. În fine, va fi ales în Moldova, domn al Moldovei. În Țara Românească, discuțiile erau aprinse, destul de aprinse chiar, iar urmarea a fost o colaborare între Ice Brătianu, Cea Rosetti și Mihail Cogălnicianu, revoluționarii din Țara Românească susțineau pe Golescu, dar conservatorii nici nu vreau să audă. În felul acesta s-a folosit de către această grupare liberal-radicală mulțimea, populația, în sensul că mase de țărani au ajuns la porțile Bucureștiului, îndrumate de Valentineanu și Nete Orșanu, oamenii lui Brătianu, propagandiști, dacă vreți, ai grupării radicale, sau dacă cei care lipeau afișe astăzi, da? Dar oameni, de afișe. Da, dar oameni de încredere adunați în jurul ziarului românul al lui Cea Rosetti, au venit mahalagii din mahalalele Bucureștiului, dar departe de adunare, deci erau pregătiți pentru o intervenție, dar vă dați seama cum priveau marile puteri dacă avea loc o asemenea intervenție. Dar Brătianu amenința cu intervenția. Brătianu s-a folosit și de farmecul lui, a anturajului său și a atras o serie de femei chiar frumoase din familia Golescu, Ghica, care le foloseau în aceste împrejurări pentru a atrage anumiți deputați din tabăra conservatoare. Lucrurile nu au degenerat, dar până la urmă Brătianu a înțeles că trebuie să-l susțină pe Alexandru Ion Cuza de comun acord cu gruparea unionistă de la Iași. În aceste împrejurări, ei s-au întâlnit gruparea unionistă la hotelul Concordia și s-a hotărât să se ia legătura cu comandantul Armatei Capitalei, cu care Vlădoianu îl chema, era major, majorul Vlădoianu, care a avut o discuție și acesta îi spune, el, Vlădoianu, înclinat spre conservatori, vrei să-l susțineți pe Golescu? Nu. Zice, vrem să-l susținem pe Alexandru Ion Cuza. În aceste împrejurări și-a strâns mâna și maiorul a devenit apoi un apropiat al lui Alexandru Ion Cuza și a devenit general între timp și l-a susținut pe Brătianu. Asta în ce sens? Că nu a mai permis armatei să intervină dacă era cazul în asemenea evenimente. Și bineînțeles, propunerea aceasta a fost votată și de conservatorii munteni și la 24 ianuarie avem de-a face, dacă vreți, după părerea mea, cu o trezire a națiunii române, pentru că acum s-au hotărât și conservatorii și liberalii să susțină pe Alexandru Ion Cuza. Momentul când s-a scris o da. Nouă filă de da. Istoria. Acest moment de la 24 ianuarie a fost evocat în diferite împrejurări. Chiar unul dintre participanți, Valentineanu, un liberal, radical mai mult din tabăra lui Brătianu, a lăsat însemnări despre acest eveniment de la 24 ianuarie, când populația a avut un rol important, chiar dacă nu a pătruns, pentru că dacă se ajungea la o pătrundere masivă în camera în camera unde se desfășurau lucrările adunării elective, marile puteri nu recunoșteau acest lucru.
practic, marile puteri au fost puse în fața faptului împlinit, da? Europa ne-a întins o mână în sensul că nu a specificat că domnul Moldovei nu are voie să fie și domnul Țării Românești, dar noi am desăvârșit această unire. S-a schimbat viața românilor de la acea vreme? Nu putem spune că s-a schimbat viața românilor, dar atunci, pe 24 ianuarie, conservatorii s-au îmbrățișat cu mahalagii, cu acești locuitori ai mahalalelor, cu liberalii. Deci a fost un consens, dacă vrei, pentru moment a clasei politice, pentru că a urmat perioada cea mai grea după aceea, recunoașterea dublei alegeri, pentru că trebuia recunoscută de marile puteri. Austria și Turcia n-au vrut să audă, marile puteri s-au întrunit într-o conferință la Paris, normal că Franța a avut un rol important și până la urmă și Austria și Turcia în august 1859 au recunoscut dubla alegere. Era acum nevoie ca Turcia să dea firmanul de investitură, lucru care s-a și întâmplat la 1861, în data de 2 decembrie, când i se dă acest firman lui Cuza, iar Cuza a anunțat pe 11 decembrie 1861 că unirea este înfăptuită. Dar, la sfatul Austriei, numai pe timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza. Deci numai pe timpul domniei lui Alexandru. Cuza nu s-a... nu a înțeles momentan rolul lui, dar treptat a intrat în probleme foarte serios, pentru că România trebuia modernizată. Și pe 22 ianuarie 1862 a numit primul guvern unic al principatelor în persoana lui Catargiu, care din nefericire va fi ucis pe 8 iunie 1862. Deci o enigmă a istoriei românilor, nu se știe ce ne l-a omorât. Cum a fost Alexandru Ioan Cuza ca și domnitor? Aș vrea să vă mai spun că pe 24 ianuarie, deci la 3 ani, s-a deschis Parlamentul Unic, pentru că până atunci fiecare stat avea adunarea lui, guvernului, numai domnitorul era comun. Și în 1862, pe 24 ianuarie, la 3 ani, s-a deschis Parlamentul Unic la București. București a devenit capitala țării, în acte era trecută România de acum înainte. Deci, încă din 52 se folosea acest termen, dar acum era trecută România în actele oficiale, iar Cuza a început opera de modernizare a țării. Cuza nu a fost diplomat, că dacă era diplomat poate își prelungea domnia. A fost prins între două grupări. O grupare aceasta a conservatorilor, care vreau ceva lent pentru România, și gruparea radicală a lui Brătianu, care dorea în același timp reforme cât mai rapide, după model occidental, cât mai rapid, după model occidental. Ori el a mers, era de acord cu ceea ce spunea Brătianu, cu toate reformele, îl spunea pe Brătianu, dar voia ca timpul să fie mai lung. L-a preferat pe Cogălnicianu, care era un liberal moderat. De aici discuțiile care au avut loc cu Brătianu și la un moment dat Brătianu, începând cu 1863, s-a cam luat mâna de pe Cuza și împreună cu conservatorii vor face o coaliție nemaipomenită, nemaiîntâlnită. Conservator cu liberal radical roșii, formându-se monstruoasa coaliție, care îl va detrona pe Cuza. Măreață i-a fost opera lui Cuza. Cogălnicianu spunea la moartea lui că atâta timp cât această țară va avea o istorie, cea mai frumoasă pagină este cea lui Alexandru Ioan Cuza. Mărețe au fost realizările, mă refer în primul rând la faptul că a încercat
să dea pământ țăranilor și a reușit cât a putut, prin reforma aceea agrară, cu toate limitele ei. Dar a fost o reformă progresistă, în sensul că peste 1.800.000, dacă nu mă înșel, de hectare a fost împărțite cam la 460 de familii de țărani. În medie cam 4 hectare de pământ pentru fiecare familie. Se făcea după numărul de vite pentru a da posibilitatea ca pământul să fie lucrat. Văduvele și orfanii primeau loc de casă și grădină, adică puteau să-și facă o casă acolo și grădină să cultive zarzava sau ce puteau să cultive ei în momentul acela. Am dat codul penal, codul civil, pe model francez și austriac. Reformă și învățământ. Reforma învățământului, în decembrie 64, care a intrat în vigoare în septembrie 65, prin care învățământul obligatoriu a fost cel de 4 ani. Învățământul secundar era tot de 4 clase, iar facultatea era de 3 ani. Acestea au fost, să nu mai vorbesc, am înființat Curtea de Conturi, CECU și alte instituții moderne pentru România. De aceea, unii istorici susțin că poporul, în unele privințe este adevărat, națiunea, a fost cea care a înfăptuit unirea. Eu, spunea Cogălnicea, nu recunosc nimănui dreptul de a spune că a făcut unirea. Unirea națiunea a făcut-o. Era cuvintele lui Cogălniceanu, care a fost un apropiat al lui Cuza și putem să vorbim de proiectul Cuza-Cogălniceanu cu aceste reforme în această perioadă din 63 până în 65 ianuarie, 65, când a, 26 ianuarie, când a fost înlăturat, chiar de Cuza, o răceală între ei, care a fost fatală lui Cuza. Având-l pe sfednic pe Cogălniceanu, lucrurile erau altfel pentru România modernă de atunci. Deci putem să vorbim despre formarea statului modern. Deci se suprapune acum cu centenarul de la 1 decembrie 1918 cu această idee de Românie modernă. Eu mă dezic de ideea de unirea mică, pentru că a fost mare și această unire pentru poporul român atunci. A fost o primă etapă pentru desăvârșirea națiunii române. Da. Suntem la finalul ediției de astăzi. Vă mulțumesc din suflet pentru această lecție de istorie pe care încă o dată am învățat-o și ar trebui să o avem întipărită în minte, pentru că, iată, este un moment unic, istoria se scrie în acest fel. Vă mulțumesc încă o dată și vă mai aștept în cadrul emisiunii. Mulțumesc mult și eu, cu mare plăcere. Dragi telespectatori, vă mulțumesc că ați fost alături până la această oră și vă aștept și mâine la o nouă ediție. Până atunci, toate cele bune și o zi frumoasă. La revedere!